Salutare prieteni, eu sunt Florin și vreau să bun găsit la un nou first look video aici pe GamerTV.ro. O să aruncăm astăzi o privire asupra lui Dead Space 3, un joc proast lansat. A fost lansat astăzi, puteți găsi pe Origin. Și o să sară repede peste cinematicul ăsta. Nu avem timp de ele. Nu suntem interesați de povestea jocului sau chestii de genul ăsta, pentru că suntem interesați doar de gameplay, grafică, sunet și așa mai departe. Din nefericire peste cinematicul ăsta nu pot să sar încă. Iată, avem parte de un joc produs de Visceral Games și publicat de Electronic Arts. După cum spune și numele, este al treilea joc din seria Dead Space. Am impresia că primul joc a apărut prin 2007 sau 2008. E un third person shooter cu camera over the shoulder, adică o să vedeți caracterul într-o parte a ecranului și nu direct pe mijloc. Așa că da, lasă-mi să fac chestia asta. Așteptăm o funcționare să putem sări peste acest mini cinematic. De asemenea, dacă ați vrea să vedeți o serie de copla Dead Space 3, am să vă rog să lăsați un comentariu, pentru că dorim să facem o serie în cazul în care voi vreți asta. Așa că da, iată că am reușit să trecem și peste cinematic, dar înainte vom arunca o mică privire asupra setărilor. Avem audio, visual, game setting, control și difficulty. Audio avem setările obișnuite, visual, setările grafice, game settings, de unde probabil setăm co-partner, locator, skip tutorials și aiming, nimic interesant aici, controls. Vom arunca o privire și asupra butonilor, aim mode, mouse 2, adică click dreapta, aim mode, toggle, caps, reload, air, fire, da, nu e nimic ieșit din comun. Iată. Așa. Și difficulty, momentan sunt pe normal. Să continuăm. Press and hold B. Ok. Mi se pare că pești trebuie să venim. Let's see what we got here. Nu-mi place că nu vrea prea multe. Aha. Place atmosfera jocului până acum. Nu spunem prea multe. Că ține hasul spart. Hold shift, da? Deja știu asta pentru că am uitat să tări. Am găsit. Whatsoever. Oh, nice. Bă, ce modul în care sparge asta cu tine totuși, adică... Restul e ok. Vedem ce urmează. Break. Să încărcăm. Ia, nu merge așa. Asta e. Lăsim glanțele. Și să deschidem. What the fuck? Fața aia tocmai spria voi, tipule. E nu-i pe aceasta. Ah,
întâmplă pe ecran. Dai. Cazul în care vă întrebați care sunt setările jocului, o să le vedeți în descrierea videoclipului. The fuck? Da, e destul de... scary. Am de vedere și rușinile. Se pare că pe spate ne arată așa de parolă. Good job. Oops. Nu știu ce să fac. Oh, nice. Very nice, actually. Look at this. Ship to jump. What? Nu înțeleg. Să nu trebuie să spun, mă rog. Să nu trebuie să spun, mă rog. Să nu place. De data asta, se pare că trebuie să ne ducăm în gaură aia. Păi da, acum asta mă pot uite în gaură. Mă rog, n-am văzut pați. Ok, deci e foarte ciudat, adică atâtea chestii dintr-o dată mă cam sperie. Mă rog. Bine, am reușit să scăpăm cu ea, după ce mă duc în altă. Măcar am luat chestia. The Thing. Să-l mă spun un prieten al meu, The Thing. O, pe bune. Adică... what? Mă rog. Până acum mi se pare un joc destul de interesant. Adică se ține în suspans. Ce-mi place că ne arată health-ul și după ce... adică și în timpul secvențelor de... mă rog, în timpul cinematicelor, nu știu cum se traduce în cuvântul cinematic. Da. Da. Și da. Problema? Nu place pizdurealul ăsta. What the fuck? E norocit. Mă rog. Ești mai rog ce ai făcut? Se pare că da. Mă rog, what the? Weird. Da, deci chiar o să joc jocul ăsta. Mai mult decât plăneam să fac. Interesant. Trebuie să recunosc. Bine, o să încep cu celelalte două jocuri din serie, pentru că logic ar fi ca povestea dintre ele să se lege. Și acum? Mă lasă să arpesc asta? Nu mă lași. Nu mă rai în luna coroanei, 200 de ani mai târziu. Încă aminte că la cinematicul trecut eram în 2314, ceva de genul. Nu știu ce se ia. Știu că ăsta e protagonistul din primele două jocuri. Aizen Clark, parcă e numele lui complet.
Mahang. Stați liniștit, sunetul la joc nu este, nu e chiar atât de rău pe cât pare, pentru că muzica e mai tare decât dialogul, dar așa e setup. L-am stat eu ca să nu se audă mult prea tare pe video. Așa că da? Ok, let's go on. Grab your weapon, Isaac. Whoops. Da, Isaac, ar fi cam atât de bar. Da. Mai mult ca sigur trebuie să joc primele două jocuri, pentru că n-am înțeles nimic din dialogul ăsta. Sper să nu vă stric jocul cu acest mic gameplay first look, spuneți cum vreți, pentru că pare și ceva spoilere din ce urmează. Într-adevăr. Let's get moving. Cred că o să mai merg puțin și am să închei episodul ăsta. Trebuie aici niște glanțe, nice. Let's get your med pack. Ha, deci de pe Q. Ha, nu era medic pack, nu. Nu erau glanțe. Merge. Tax lock. Fevriment. Press, tap, grid, da. Oh, nice. Îmi place asta. Deci nu vreau să mă atunci citește el. Survivor. Mă rog, hai să mergem. Parcă pe aici trebuia să vin. Oh, bun. Wow. Ah, sute. Și grafica jocului arată destul de ok, adică nu e prea strălucitoare. Culorile sunt alese destul de bine. Puțin până acum. Nu e ce să te strice la ochi. Perfect. Ups, crouch. E far să ajut. Nu sper că sunt la tarma. Dar nu am primat frate. Ce am făcut? Ups. What the fuck is this game? What the... Mother... So, yeah. Cam asta a fost preview-ul nostru la Dead Space 3. Vă mulțumesc pentru atenție și, din nefericire, nu vă aștept în gamers.ro pentru că nu merge site-ul nostru și nici Bounty-ul, pentru că firma de la care avem noi hosting s-a gândit să ne suspende pachetul de găzduire din nu știu ce motiv. Încercăm să remediem problema în cel mai scurt timp și da. Până data viitoare, v-am salutat. Ciao, ciao.